Bun găsit! Ultimul cutremur a avut loc în urmă cu doar câteva minute. Vorbim de un al doilea cutremur de 3,7 pe scara Richter din această zi. De altfel, aceste cutremure se tot repetă în ultimele zile, iar oamenii de știință caută explicații pentru aceste mișcări ale Pământului. L-am alături de mine chiar pe directorul Institutului Național pentru Fizica Pământului, domnul Mircea Radulian. Director științific. Da. Bun găsit! Spuneți-ne, vă rugăm, cum explicați aceste fenomene care se tot repetă? Este un fenomen de secvență care am tot repetat, însă având în vedere că e vorba de o secvență prelungită în timp, se vede că durează deja de mai bine de 10 zile deja, credem că am putea mai degrabă să-l categorizăm ca un fel de secvență multiplă, am putea să-i spunem. Întrucât, după cum s-a observat, cutremurile apar în reprize, deci apar la un moment dat cutremurile. Cutremurile cele mai mari sunt peste 3. Și le apar cumva în reprize, grupate, ați văzut, apar la un cutremur mai mare, după care un grup de replici la cutremur respectiv, după care activitatea cumva se potolește și după aia urmează din nou un cutremur mai mare, cum a fost cel de dimineață și cum a fost cel de acum, care deocamdată e estimat la 3,7, să vedem ce vor spune și estimările manuale, adică mai fine. Deci adică există posibilitatea ca în urma acestor estimări manuale să depășească 4 grade? Nu cred. Dar s-ar putea să fie puțin mai mare, s-ar putea să fie 3,8 eventual, din câte l-am văzut și eu cum arată pe înregistrări. Deci e o secvență multiplă, e o secvență destul de semnificativă, nu mai putem să o ignorăm. Și acum noi suntem cu ochii pe ea, să zic așa. Deci monitorizăm tot timpul ce se întâmplă și încercăm să vedem și cam ce ar putea să explice acest fenomen, care este totuși mai neobișnuit. În zona au mai fost cutremure de acest tip, au mai fost secvențe, numai că nu au fost atât de ample, nici ca magnitudine și nici ca durată în timp. Știu că au fost montate trei aparate care monitorizează aceste cutremure și a mai fost montat un aparat de tip antene, GPS, din ce am înțeles. Două GPS-uri, au mai fost, deci trei instrumente seismologice pentru măsurarea mișcărilor seismice, de fapt patru, pentru că a mai fost instalat și unul pentru mișcări mai puternice, pentru orice eventualitate să fim pregătiți să înregistrăm tot ce se întâmplă acolo, și mai este și un instrument pentru măsurarea undelor sonore, ca să vedem, să avem înregistrate și acele zgomote specifice care apar în satul Izvorani. Spuneți-mi, vă rog, când veți avea un rezultat? Ați montat aparatele, când vă veți putea face o idee mai concretă referitor la ce se întâmplă? În primul rând, deci deocamdată noi analizăm permanent ce se întâmplă, însă, vedeți, este totuși un fenomen în desfășurare, încă nu s-a terminat și nu putem încă să știm exact, nu putem trage concluzii înainte de a vedea exact cum se termină această secvență. Noi sperăm să înceteze cât mai repede, pentru că în mod normal, totuși, zona nu este capabilă să elibereze energii foarte mari, seismice, din câte știm noi. Și atunci, în mod normal, ea, bineînțeles, va fi limitată la un moment dat în timp și se va opri. Cât de alarmați sau liniștiți ar trebui să fie oamenii? Vorbim totuși de o zonă care are o particularitate aparte. Acolo au avut loc numeroase alunecări de teren în anii precedenți, care la un moment dat au fost oprite. Pot să pună aceste cutremure în pericol situația? Nu m-aș aștepta totuși la efecte așa de mari, pentru că sunt cutremurile mici, adevărat, relativ mici, e adevărat însă că sunt repetate, deci nu putem să nu ținem cont de faptul că ai permanent această stare de mișcare în zonă, dar nu m-aș aștepta totuși la efecte mari, de genul alunecărilor de teren, mai ales că am înțeles că în zonă totuși dealul respectiv, care este în apropierea satului, este terasat bine și nu cred să fie pericol din acest punct de vedere. Ce mesaj le veți transmite autorităților, pentru că sunt convinsă că așteaptă un răspuns din partea acestui institut? Deci mesajul ar fi, oricum aș fi pentru a evita panica, și, pentru că totuși vorbim de o secvență de cutremur, e adevărat că este mai neplăcută, apar și acele unde sonore. Mișcările în general nu pot fi prea ample, pentru că totuși vorbim de cutremurile relativ mici. Probabil că în zona satului, de izvoarele, probabil că este și un efect local de amplificare a mișcării, pentru că, într-adevăr, înțeleg că sunt simțiți destul de bine, dar nu, în mod normal, n-ar trebui să avem probleme de pagube materiale mai serioase, chiar dacă vor exista fisuri în casele respective, dar nu m-aș aștepta la efecte deosebite și aș zice că nu trebuie să intrăm în panică. Noi monitorizăm permanent activitatea de acolo
Și dacă cumva am avea un semnal de eventuale pericole, atunci cu siguranță vom acționa în acest sens. Deocamdată nu cred că e cazul să ne alarmăm. Vă mulțumesc. Așadar, iată, aceasta este opinia specialiștilor în acest moment. Ei transmit mesajul către oameni să nu se panicheze.